niște demersuri pentru trecerea cinematografului Unirea, în administrația municipalității. Se încearcă de 3-4 ani, din ce am înțeles, sunt la Aradef, dar este o solicitare a tuturor primarilor din țară, tot la întâlnirea asta am discutat. Pentru noi ar fi foarte bine, pentru că am reușit să realizăm sediul filarmonic în această locație, care are o acustică foarte bună și cu câteva investiții s-ar putea realiza un sediu al filarmonicii. Ținând cont că cinematografe vom avea în altă locație și atunci cinematograful ar mai fi necesar. Tocmai cu considerentul ăsta s-a protestat. Mult, din ce am înțeles, vor fi cinematografe multiplex. Tocmai pe considerentul ăsta organizațiile culturale au protestat pentru că nu vor ca cinematografilor să le fie schimbată destinația. Da, cu... Și de aia s-a și împiedicat. Condiția să mențină linia culturală. Asta a și fost. Adică guvernul va aproba această decizie cu condiția să nu face acolo altceva decât film, muzică, teatru, deci obiectiv cu destinație culturală. Atât asta este. Și totuși, vă dați seama, multiplex prețul sunt fratificate față de cinematograf. Da, haideți să vedem de ce s-a anticipat. Să așteptăm să vedem. Nu cred că o să fie mare diferență între un multiplex. Vedeți cum e la mă la Iași, cum e la Cinema Unirea. Da, s-ar putea la noi să vedem. Să așteptăm să vedem. O să da, oricum, decizia să fie. Ați primit garanția că acest mod va fi funcțional vreodată? N-am primit garanția, dar văd că se lucrează, văd că zilnic se desfășoară lucrări, ceea ce mă face să cred că în cel mai scurt timp se va inaugura. Și atunci nu se va închide pe un an? Poftim? Sau că nu se va închide pe un an? Să vedem. De ce suntem așa pesimiști? Pentru că mai fost o secundă, suntem cel mai mic și s-a închid, gen, care nu sunt. Da, nu sunt... nu sunt comparabile, în primul rând, ca și locație, că natura investiției sau a partenerilor care vor fi atrași în aceste locații. Eu m-aș bucura să fie o afacere de succes pentru Botoșan, pentru că atunci ar crește și gradul de colectare a taxelor și cetățenii ar fi mulțumiți pentru că n-ar mai pleca la Iași în momentul când ar exista aici cinema. Principalul motiv pentru care merg la alte moduri, asta e la cinema, după care și câteva nume mari de... Așa. Și